să recunosc că deși nu a fost chiar un fleac, i-am ciurit. Răzvan Burleanu rămâne președintele Federației Române de Fotbal. 168 de voturi, conducătorul FRF din ultimii 4 ani nu i-a dat nicio șansă lui Ionuț Lupescu, pentru care au votat doar 78 de membri. Mă așteptam poate la mai mult, dar mă simt împlinit și am crezut că sunt oameni care doresc dezvoltarea fotbalului, doresc bine fotbalului, dar se pare că n-a fost chiar așa. Numărul meu de telefon rămâne același și cum a fost timp de 4 ani și după. Ați fost astăzi foarte feri, drepți, integri. Sunt mândru că fac parte din această familie. Vă mulțumesc mult! Marcel Pușcaș a obținut doar 8 voturi,